câinele și pisica. Odată, un om stătea liniștit la masă, ospătându-se cu poftă din felurile pregătite. Era un om bun și de câte ori mânca, le dădea și animalelor câte o bucătură, chiar dacă acestea își primiseră înainte porția. La picioare s-a așezat câinele său. Uitându-se în ochii omului, câinele își spunea: „Dă, Doamne, să mănânce cu poftă stăpânul meu și după ce s-o sătura, să-mi dea și mie o bucățică. Din mâna lui e cea mai bună mâncare pe care o primesc.” În acest timp s-a apropiat și pisica, privindu-l pe om cum mănâncă și gudurându-se pe lângă el, își spunea în sinea ei: „Dă, Doamne, să orbească stăpânul meu doar o clipă, să-i pot fura mâncarea. Cu poftă mai mănâncă, mai bine să mă urc pe masă.” „Jos de pe masă!” spuse omul văzând obrăznicia pisicii. „Ți-am dat deja de mâncare, așa că tu nu mai primești nimic. Pentru obrăznicie vei plăti. Dacă ai fi avut răbdare, erai mai câștigată.” Câinele aștepta să primească tot ce omul s-ar fi îndurat să-i dea, cunoscând bunătatea stăpânului său. Pisica însă pândea orice moment să poată fura, lăcomia îndemnând-o să nu se mulțumească doar cu ceea ce a primit. Așa este și în viață. Unii dintre prietenii care ne înconjoară sunt asemenea câinelui, adică fideli și devotați, răbdători și sinceri. Alții însă sunt asemenea pisicii, oricând cu un zâmbet pe buze, dar mereu cu răutate în suflet, așteptând doar prilejul să fure și să profite de pe urma ta.